Elena, sunt în videoul trecut precedent, deci am lucrat la această floare, da, la acest bujor. Deci am lucrat partea aceasta de la mijloc. Acum astăzi vom lucra la această parte, da? Așa. Și vom începe. Deci luăm nuanța. Așa, facem un cerc magic. Așa. Și în acest cerc magic vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, vom strânge cercul magic și ne ducem în primul ochi, facem un picioruș alunecat. Așa, și acum în fiecare ochi facem câte 2 piciorușe scurte. Deci 12 piciorușe să avem. Facem un ochi de lanț. Așa. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, așa. Acum ne ducem cu un picioraș alunecat în primul ochi, așa. Am făcut piciorul alunecat. Următorul rând vom lucra în felul următor. Deci, în primul ochi facem 2 piciorușe, facem un ochi de lanț, facem 2 piciorușe duble, scurte. 1, 2. În următorul facem un picioruș. 3. În următorul 2 piciorușe. 1. 2 și în următorul un picioruș. Deci așa continuăm până finisăm tot rândul. 2 piciorușe scurte, un picioruș. 2 piciorușe scurte, un picioruș. La finalul rândului trebuie să vi se primească 18 piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul, facem cu un picioruș alunecat în următorul ochi. Așa. Acum următorul rând vom face 2 piciorușe într-un ochi, 2 piciorușe separate. Așa. Facem un ochi de lanț și vom începe în primul ochi. Facem 2 piciorușe scurte. 1, 2. Acum în următoarele două, deci facem un picioruș scurt, în următorul încă unul. Așa. Și iarăși 2 piciorușe scurte într-un ochi. 1, 2. Și în următoarele separat. 1, 2. Deci, uite așa continuăm până finisăm tot rândul. La final trebuie să se primească 24 de piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul. Ne ducem cu un piciorușe alunecat. Așa. Și vom începe următorul rând. Așa, facem un ochi de lanț. În primul ochi facem 2 piciorușe scurte. 1, 2, în următoarele facem 3 piciorușe scurte. 1, 2, în următorul și în următorul 3. Deci, uite așa, da? Acum iarăși facem 2 piciorușe scurte într-un ochi. 1, 2, acum în următoarele 3 piciorușe scurte. Deci, 1, în următorul ochi, 2, în următorul ochi, 3. Uite așa vom continua până la sfârșit, da? La sfârșitul rândului trebuie să vi se primească 30 de piciorușe scurte. Așa am finisat rândul. Acum încep
ne ducem cu un picioruș alunecat și facem ultimul rând, da? Facem un ochi de lanț. În primul ochi facem două piciorușe. 1, 2. Acum în următoarele 4 piciorușe. 1, următorul 2, următorul 3 și 4. Deci, uite așa continuăm tot rândul. 2 piciorușe într-un ochi și 4 separat. La final trebuie să vi se primească 36 de piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul, ne ducem cu un piciorușe alunecat în primul ochi. Așa. Facem un așa și vom începe să formăm petalele. Ridicăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa, și vom scoate 6 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum vom lucra cu un firul din față, da? Cu firul din față. Mai așa, nu prin amândouă, dar prin firul din față. Și acum prin două până finisăm tot rândul. De așa, prin două. Așa. Acum facem un ochi de lanț și vom scoate 7 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și tot de aici, din acest ochi, mai scoatem un fir al 8-lea. Și acum prin 2 până finisăm tot rândul. 2, 2, 2, deja. Facem un ochi de lanț și acum vom scoate 8 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și tot în acest ochi mai scoatem un fir. 9. Și prin 2 până finisăm tot rândul. De așa. Acum facem un ochi de lanț și vom face un rând scurt. Da? Deci vom agăța 5 fire. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Acum primul îl lucrăm separat, da? Și acum prin 2. 2, 2, 2. Uite așa. Acum iarăși vom face un ochi de lanț. Da? Și vom scoate 10 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și coborăm jos. 7, 8, 9, 10. Deci ultimul fir care îl scoatem din ochiul acesta. Uite așa. Și prin 2 până finisăm tot rândul. Așa. Deci în fiecare fir, în fiecare ochi care vom scoate, vom face câte 4 rânduri întregi. Da? Deci acesta e scurt. Am făcut 1 întreg, 2, 3 și a 4-lea. Da? Acum vom trece în următorul fir. Așa. Așa, acum începem următorul rând și facem un ochi de lanț.
Așa, și vom scoate 11 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și ne agățăm în următoarea, în următorul picioruș, numai prin firul din față. Uite așa. Și acum prin două fire, prin două, până finisăm tot rândul. Așa. Acum vom face rând scurt, da? De ce nu vom face ochi de lanț? Și vom scoate 7 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primul ochi îl lucrăm separat și apoi câte două. Uite așa. Până finisăm tot. Așa, finisat tot. Acum facem un ochi de lanț și în următorul rând scoatem 12 fire. Deci facem rândul întreg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coborâm jos, 9, 10, 11 și 12. Și acum tot din acest ochi mai scoatem un fir și lucrăm prin două fire. Prin două, prin două, până finisăm tot rândul. Așa, am finisat rândul. Acum urmează rând scurt. Deci nu facem ochi de lanț în rândul scurt. Așa, și scoatem 8 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iarăși primul îl lucrăm separat, unul singur, și acum prin două. Așa, până finisăm tot rândul. Așa. Următorul rând, facem rând întreg. Și va fi al treilea, da? 1, 2, da, al treilea. Facem un ochi de lanț. Și vom scoate 13 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și coborâm jos. 10, 11, 12 și 13. Și tot în acest ochi scoatem pe al 14-lea. Și acum prin două, până finisăm tot rândul. Așa, acum facem rând scurt. Vom scoate 9 fire, deci nu facem un ochi de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primul separat și acum prin două fire.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, așa. Acum facem ultimul rând întreg în acest ochi de lanț, da? Facem un ochi de lanț și vom scoate 14 fire. Stop. Scăpat firul. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece și coborăm jos. 11, 12, 13, 14. Așa, ultimul fir îl scoatem din acest ochi. Și lucrăm câte două până finisăm tot rândul. Așa, am finisat rândul. Deci am făcut 4 piciorușe întregi în acest ochi. 1, 2, 3 și 4. Așa, acum vom lucra în următorul ochi. Facem un ochi de lanț și vom scoate 15 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și scoatem prin firul din față în următorul ochi, în fir. Și acum prin două până finisăm tot rândul, da? Așa, am finisat rândul. Acum aici la mijloc nu vom mai adăuga, da? Deci vom lucra, va fi așa drept, da? Deci nu adăugăm. Vom lucra rând scurt, rând lung. Rândul scurt vom lucra 9 piciorușe, rândul lung 15 piciorușe. 15 fire scoatem, da? Deci începem. Acum facem rândul scurt, 9 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa, primul ochi îl lucrăm separat și acum prin două. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Așa, și iarăși vom scoate 15 de acum, facem rândul întreg, da? Și scoatem 15 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coborăm jos, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Așa, și ne ducem în acest ochi și mai scoatem un fir. Și acum lucrăm prin două până finisăm tot rândul. Așa, am finisat rândul. Acum facem rând scurt. 9 fire scoatem, da? Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Primul îl facem separat, acum prin două, până finisăm tot rândul.
Uite așa. Da? Și acum iarăși facem rând întreg, da? Acesta va fi al treilea. Și scoatem iară 15 fire. 1, 2, deci continuăm. Așa, am scos al 15-lea ochi și tot în acest ochi mai scoatem firul. Și acum prin 2, până finisăm tot rândul. Da? Așa. Am făcut 1, 2, 3, așa. Acum facem rând scurt. 9 fire scoatem, da? Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa, primul ochi îl lucrăm separat și acum prin două fire. Așa. Două, două. Și acum mai facem încă un rând întreg. Deci mai scoatem 15 fire și iarăși vom lucra prin două. Da? Deci ultimul rând în acest ochi. Avem 1, 2, 3 și al patrulea. Deci continuăm. Scoatem 15 fire al 16-lea din ochiul acesta. Câte două și ne întâlnim, da? Uite așa, am mai făcut un rând, da? Avem 1, 2, 3, 4 întregi. Acum va trebui să mergem în descreștere, da? Deci, primul vom face de acum în ochiul următor. Așa, primul ochi, vedeți? Acesta îl lăsăm, nu îl lucrăm, îl lucrăm din al doilea ochi și facem, scoatem 14 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și ne ducem în următorul ochi, firul din față și scoatem al 15-lea fir. Și acum prin două până finisăm tot rândul, da? Așa, acum nu în primul, dar în al doilea începe și facem, scoatem 9 fire, facem rând scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și acum primul ochi lucrăm separat și prin două până finisăm tot rândul. Așa. Așa. Acum nu mai facem scădere, scoatem firele din primul ochi, da? Și vom scoate 13 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coborăm jos, 10, 11, 12, 13. Și în acest ochi îl scoatem pe al 14-lea. Uite așa, acum prin două, până finisăm tot rândul. Așa. Așa, am finisat rândul. Acum iarăși facem rând scurt și vom scoate, deci nu din primul, din al doilea, da? Ne ducem cu un picioruș mai jos și scoatem 8 fire. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Primul ochel lucrăm separat, acum prin două. Până finisăm tot rândul. Uite așa. Acum nu scădem, facem rândul întreg și scoatem 12 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coborăm jos. 9, 10, 11, 12. Și scoatem un fir tot din acest ochi. Și acum prin două. Prin două. Până finisăm tot rândul. Uite așa. Acum facem rând scurt și vom scade un ochi, da? Nu în primul, în al doilea. Și scoatem 7 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum primul separat și prin două. Prin două, până finisăm tot rândul. Uite așa. Acum nu facem scădere. Vom scoate 11 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coborăm jos, 8, 9, 10, 11. Și tot din acest ochi mai scoatem un fir, 12. Așa, și acum prin două până finisăm tot rândul. Da? Și acum în acest ochi avem 4 rânduri întregi. Da? Acum vom trece în următorul rând. Deci avem 1, 2, 3 și al patrulea. Da? Se vede. Așa. 4 rânduri întregi. Așa, acum iarăși facem rândul întreg și vom scoate 10 fire și ne ducem în următorul ochi. Da? Deci, nu în primul ochi vom scoate firul, dar în al doilea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și în următorul ochi, prin firul din față, deci nu prin amândouă, dar prin firul din față, mai scoatem un fir. Așa, și acum prin două, până finisăm tot rândul. Așa. Așa. Și mai facem acum ultimul rând scurt, da? Deci scoatem, ne ducem cu un picioruș mai, nu în primul, dar în al doilea și scoatem 5 fire. 1, 2, 3, 4, 5. Cu primul separat și prin două. 1, 2, 3, 4, 5. Uite așa. Acum următorul rând. Vom scoate 8 fire, deci nu în primul. Acum scădem, da? În al doilea și scoatem 1, 2, 3, 4, coborăm jos, 5, 6, 7, 8. Și din acest loc mai scoatem un fir, 9. Și acum prin două, până finisăm tot rândul. Așa.
Așa. Acum iarăși ne ducem cu un picioruș. Iarăși scadem, da? Deci nu în primul, dar în al doilea și scoatem 7 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și tot în acest loc mai scoatem un fir. Cum prin 2, până finisăm tot rândul. Așa. Și ultimul rând, da, iarăși ne ducem nu în primul ochi, dar al doilea și scoatem 6 fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iarăși din acest ochi mai scoatem un fir și le lucrăm prin 2 fire. Până finisăm tot rândul. Așa, am finisat rândul. Acum ne ducem cu piciorușul alunecat în fiecare ochi până ajungem la noi aici, la bază. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și în acest ochi, 7. Deci am format petală. Uite așa, o petală. Da? Deci așa, aceasta este petala, da? Ea se întoarce. Așa. Acum, în următorul ochi, tot de la mijloc facem un picioruș scurt. În următorul, un picioruș alunecat. Stop. Uite așa. Și iarăși vom forma petala. Deci vom lucra exact toate 6 petale. Deci 6 petale trebuie să facem. Așa. Așa trebuie să vi se primească, da? Din 6 petale. Deci continuați până finisați toată partea aceasta de jos. Așa, și vom trece la această care vom pune la spate, da? Acest detaliu. Uite așa. Așa. Așa, voi lua nuanța aceasta de verde și croșeta numărul 2. Așa. Facem un cerc magic. Stop. Așa, și în acest cerc magic vom lucra 9 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9. Vom strânge cercul magic și ne ducem în primul ochi cu un picioruș alunecat. Ridicăm un ochi de lanț. Și în fiecare ochi vom lucra 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa, ne ducem în primul ochi și facem un picioruș alunecat și vom începe următorul rând. Facem un ochi de lanț și în fiecare vom lucra câte 2 piciorușe scurte. Deci în primul ochi facem 1, 2,
următorul 3, 4, 5, 6, 7, 8, următorul 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, așa. Și ne ducem cu piciorul alunecat în primul ochi, așa. Acum ridicăm un ochi de lanț și în fiecare ochi vom lucra piciorușe duble reduse. Deci 18 piciorușe duble reduse. Începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uite așa, acum ne ducem în primul ochi și facem un picioruș alunecat. Așa, facem un ochi de lanț și în primul ochi, da? Acesta e ultimul rând. Facem un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, tot în acest ochi. În următorul, facem două piciorușe duble. 1, 2. În următorul, facem două piciorușe triple, așa, 1, și tot în acest ochi, al doilea, așa, un ochi de lanț, ne întoarcem la bază, facem un picioruș scurt și tot în acest ochi mai facem un picioruș triplu. Uite așa, acum, în următorul facem două piciorușe duble, 1, 2, acum două piciorușe, deci două piciorușe duble reduse, nu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, da? Uite așa. Acum în următorul facem un picioruș scurt, nu, un picioruș alunecat, îmi cer scuze. Și ne ducem în următorul ochi cu un picioruș scurt, alunecat, da? Și iarăși facem, da, un picioruș scurt. Deci repetăm cum am făcut până aici. Trebuie să se primească 3 de aceste detalii, da? Uite așa, trebuie să se primească. Și continuăm până finisăm totul. Și vom trece la frunze. Deci acum vom lucra la frunze. Deci uite așa o să o facem, da? Așa. Luăm nuanța verde. Și vom ridica 19 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, până la 19. Așa, am făcut 19 ochiuri de lanț. Acum, din al doilea ochi începem și facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ridicăm 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și vom lucra
6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Aici facem cu piciorul alunecat și ne ducem în următorul ochi și facem mai departe 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, acum vom face 6 piciorușe duble reduse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum în vârf vom face 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și ne întoarcem în partea cealaltă și facem simetrie, cum am făcut până aici, da? Deci continuăm exact așa. Așa, am finisat rândul, ne ducem cu un piciorușa alunecat în primul ochi. Așa, și vom introduce firul metalic. Așa, vom introduce firul. Facem un ochi de lanț și vom lucra piciorușe scurte, de jur împrejur. Așa. Așa, vom lucra piciorușe scurte. Numai în vârf, la petale, la frunze, da, vom face în felul următor. Așa. Am ajuns aici la vârful petalei frunzei. Facem în acest ochi două piciorușe scurte, 1, 2, un ochi de lanț și tot în partea aceasta, tot aici la bază ne întoarcem și facem un picioruș scurt. Și în acest ochi mai facem un picioruș scurt. Uite așa. Dacă să fie frunza noastră ascuțită. Și acum iarăși vom lucra piciorușe scurte de jur împrejur. Deci așa vom face la și aici în vârf și aici în vârf, da? Deci continuăm până finisăm toată frunza. Și deci am finisat, așa trebuie să se primească, da? Deci, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o zi cât mai frumoasă, da? Și ansamblarea o voi face în alt tutorial. Vă zic o zi cât mai frumoasă, v-am pupăcit și pa, pa!